Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov și ne vedem pe Mix TV în această ultimă zi de campanie electorală pentru Râșnov cu candidatul ART, Alianța Râșnovul Tău, Daniel Diaconu. Bună seara, sărumâna, bun revenit! Sărumâna, bine v-am regăsit! Ei, uite că am ajuns și la final de drum. De un drum? De un drumuleț? La un final de campanie, presupun. La final de drum. Final de campanie? Început de nou drum, presupun că. Deci un soi de virgulă doar? Cu siguranță. Nu un punct. S-au spus multe, s-au auzit multe, s-au și scris. Ați mers înainte netulburat. Nu pot să spun că am mers înainte netulburat, dar am avut grijă ca de la început să mă pot apăra de atacurile care au venit în ultima săptămână neașteptat împotriva mea. Mă vedeți, sunt întreg, vin din campanie, de-aia m-am și echipat, vin din rândul oamenilor, mai am o zi și... Da. Mai subțire decât atunci când ne-am cunoscut, dar cu siguranță m-ai încărcat cu foarte multe experiențe. O experiență, informații, oameni care au venit alături de mine, râșnoveni care sunt alături de mine. Mă bucur. O emulație, o stare pozitivă. Foarte pozitivă, din punctul meu de vedere, chiar neașteptată. Mă bucur că am reușit să ne strângem toți la un loc și să mergem mai departe. O să vă lipsească, probabil, campania. Absolut deloc, pentru că, la fel cum am stat de vorbă și în perioada campaniei și... O să-mi continui mersul pe stradă, o să-mi continui. Deci v-a plăcut și ca exercițiu fizic măcar, nu? Da, pentru că am aflat foarte multe, foarte multe doleanțe ale cetățenilor, am aflat foarte multe nemulțumiri. Vreau să aflu în continuare tot ceea ce se întâmplă la Râșnov, din gura omului, din gura râșnoveanului. Da, acum, în perioada aceasta de grație, mulți candidați fac asta, fiindcă oamenii și, îmi și spun mie uneori, am mai auzit eu asta, toți spun, toți promit. E un privilegiu al celui care face pentru prima oară acest exercițiu, pe care mai apoi politicianul cu experiență îl pierde. Bine, să nu spun că asta e un privilegiu. Eu v-am spus de la început și faptul că am stat de 4 ani de zile, stau printre oameni, că acum, în ultima perioadă, am accentuat și am accelerat puțin. Este drept dovadă că se vede rezultatul muncii, adică suntem acolo la... Spuneați că nu vă așteptați să fiți așa atacat cum ați fost în ultima săptămână. Da, să știți că a fost ultima săptămână, să știți că a fost una foarte grea, pentru că de la început am vrut să fiu pozitiv și vreau să rămân pozitiv, constructiv, să nu răspund niciunui atac. Să nu ieșiți din starea de zen. Să nu răspund niciunui atac, s-au format conturi false, că dau către PSD, către PER, către Daniel Diaconu. M-au bombardat cu fel și fel de povești, fel și fel de cuvinte urâte la adresa mea, dar să știți că totuși încă mă vedeți aici și merg mai departe. La fel de zâmbitor și de sănin, deci și spuneați că tulburat ați mai fost. Am mai fost tulburat și în perioada cealaltă, că vă dați seama. Eu v-am prevenit de la început că sunt perioade grele și dacă dumneavoastră le duceți bărbătește, uneori pentru familie e greu să audă lucruri, mai ales într-o comunitate mică în care ați crescut. Așa este. Toată lumea pune suflet în jurul meu. Ceea ce mă bucur cel mai și cel mai mult este faptul că pot să-i temperez pe oamenii din jurul meu, să le spun, aveți răbdare, fiți calmi, tratați totul cu bunătate. Toate se rezolvă. Deci întoarceți și celălalt obraz, merge în politică rețeta asta? Eu, din punctul meu de vedere, am simțit-o pe propria piele și văd că are un real succes să poți trata totul cu bunătate, să nu răspunzi provocărilor. Eu vă provoc totuși, v-a adus ciuma roșie? Nu are și legătură. Eu zic un ton dulce, nu spun... zic v-a adus ciuma roșie. Eu zic să vorbim totuși de o guvernare PSD, o guvernare bună, nu mi-aduce niciun dezavantaj faptul ăsta. Știm foarte clar că toate proiectele la nivel local trec și banii vin de la guvern. Știm că în momentul de față Consiliul Județean este cu un grad de îndatorare extrem de mare și nu are cu ce să ne ajute. Așa, deci că nu vă bazați pe Consiliul Județean. Avem un real succes cu acest PSD în rândurile noastre. Alianța asta va ține
atât timp cât eu, Daniel Diaconu, pot să o țin și să o duc mulți ani de acum încolo. Bun, ideea de ciumă roșie, sigur că lovește niște sensibilități ale oamenilor într-un Râșnov care în principal a fost în ultimii ani de dreapta, încearcă să ne răscolească, să trezească între unii dintre cei care au prins și acele vremuri lucruri neplăcute. Să nu uităm că domnul președinte al Consiliului Județean chiar a atras unul din PSD ca să-l pună candidat. Despre ce deci vorbim? Ciuma roșie, da, deci uneori e bună. Din punctul meu de vedere, eu spun așa. La Râșnov, de fapt, nu neapărat la Râșnov, în toate orașele contează omul și nu contează partid. Omul, da? Sfințește locul. Contează omul. Contează faptul că pot să ies în față singur, fără să mă tragă cineva, să mă ducă cineva de mână. Vedeți, în cazul principalului contracandidat, lucrurile au fost evidente pentru că Adrian Vește a spus: e omul meu, îl susțin, îmi asum, e omul care, Ioan Enoli. Mi se pare normal. La dumneavoastră n-a venit cineva la dreapta sau la stânga sau în față sau în spate și atunci au spus: e periculos, fiindcă nu îi se văd sforile care le are. Nu, pentru că eu am decis de la început să merg singur pe linia asta, da? Nu am spus că trebuie să merg cu cineva la stânga și la dreapta mea. Da? Vreau puțin din spate așa să vă ajută? Vreau să dovedesc faptul că pot singur cu o echipă de oameni, cu o echipă de râșnoveni. Da. Deci Râșnovul e echipa dumneavoastră și sforile sunt multe, dar sunt către... Sforile sunt din partea ailaltă și vă spun că vin fel și fel de semnale că primarii PNL s-au mobilizat să dea telefoane la Râșnov, să-și găsească fel și fel de relații. Un văr, o verișoară, da, un cumătru. Văr, ei, astea sunt dedesubturile și sforile. Eu nu vreau să le dezvolui, chiar nici nu vreau să le spun, dar repet. Adică tot primarul PNL are țintă să-și sună neamurile din Râșnov. Și nu vă spun că domnul președinte al Consiliului Județean este și președinte PNL. Era normal, da, să facă întâlnire. Până la urmă e în marja permisibilă, nu-s lucruri. Lobby-ul și susținerea politică. Tocmai asta, vorbeam de sfori. Sforile se știu clar. Cine îl susține pe Daniel Diacon în primul rând? Spuneți-mi în echipa dumneavoastră. În primul rând, cetățenii de la Râșnov. Avem doctori în echipa noastră, avem economiști, avem... Oameni care sunt înregimentați politic sau sunt oameni de bine doar? Sunt oameni de bine. Vă susțin care și simplu. În momentul de față au început să se înregimenteze inclusiv politic. Dar sunt oameni de bine. Oameni care, marea majoritate, n-au făcut politică. Dar vor să se implice pentru Râșnov. Și atunci au venit alături de mine. Și au spus, te susținem, Daniel, pentru că ești și tu ca noi. Ați văzut ce amploare a luat și pe Facebook alături de Daniel Diaconu, da? Am rugat doi prieteni și văd că o forță, deci ați rugat doi prieteni, înseamnă că aveți prieteni și dumneavoastră adevărați care să pună umărul, apropo de această rețea de susținere. Bineînțeles. Deci prietenii nu vă lipsesc. Și nici nu mă trădează. Și nici nu vă trădează. Da, așa să fie și când veți ajunge primar. Până la urmă, sunteți un om tânăr, apropo de ciuma roșie, aveți 35 de ani. Așa deci este. La Revoluție aveați, făcând o aritmetică sumară, 9 ani. Dar pionier ați fost. E? Bine, am prins iată-te, și șoim al patriei. Bineînțeles. Aveți amintiri frumoase totuși, da, în perioada aia. Sunt amintiri frumoase. Am avut, v-am spus și în emisiunile trecute, am avut o copilărie frumoasă și liniștită. Și poate unele dintre elementele acelei copilării veți încerca să le aduceți în copilăria celor cu Wi-Fi de astăzi și cu smartphone-uri. Da, tocmai de aia am avut și proiectul cu Wi-Fi, să aibă acces la informație cât mai ușor. Dar nu e neapărat numai pentru cetățeanul de la Râșnov, nu numai pentru râșnovean, și pentru turist. Da? Își dă un check-in, spuneam, sunt la Râșnov și atunci e prea amploare. Da? Unde e Râșnov? Ați văzut că turiști au fost în acest weekend, aproape o invazie. Trecători însă. Corect. Și ajungem la programul electoral. Vânzoleală cu Wi-Fi-ul, ședințele publice, camerele video, s-au speriat un pic colegii din Consiliu? Nu au de ce să se sperie, pentru că în momentul de față contracandidatul meu, domnul Budnariu, a ieșit cu proiectele care chiar s-au votat în Consiliul Local. Este bugetul care s-a votat în 2017. L-am votat în unanimitate. Ați votat și dumneavoastră. Bineînțeles, pentru că noi suntem acolo. Noi, în primul rând, nu reprezentăm un partid politic sau orgolii politice. Suntem ei, acolo. Cum nu? Suntem acolo și vom merge mai departe ca și consilieri ai râșnovenilor. Nu vă socotiți, totuși, sunteți verde. Sunteți ecologistul Daniel Diaconu.
sau doar râșnoveanul devotat Sunt ecologistul și râșnoveanul devotat al orașului Râșnov. Râșnovean devotat, am scris și noi pe burdieră. Deci sunt proiectele Râșnovului. Acum vă întreb și chestia asta cu regimentare politică. Uneori e bună, uneori nu e bună. Până la urmă, ca și politician, ca și primar, ai nevoie de o majoritate să-ți susțină proiectele. Unul din argumentele contra candidatului dumneavoastră legat de faptul că ce să facă, domne, primarul ăsta, deci ajungeți poate primar prin absurd, cu o majoritate, da, pentru unii prin absurd, da, ce o să facă cu o majoritate ostilă? Deci din start se pune problema unei majorități ostile. Da, eu vă întreb pe dumneavoastră, pentru că aveți experiență, au trecut prin mâna dumneavoastră foarte mulți primari, foarte mulți politicieni. Vă întreb pe dumneavoastră, credeți că în momentul în care vei pune un proiect viabil, da, pentru Râșnovean, cineva va vota împotriva? Doar că primește un semnal de la... S-a mai întâmplat să sune șeful de partid și să spună nimeni nu? Și poate să-și asume șeful de partid, el care își iubește Râșnovul, să-și asume faptul că nu va vrea un proiect la Râșnov? Deci sunteți gata să-l priviți pe Adrian Veștea în față și să-i spuneți, Madima... Puțin probabil. Că... Nu o să vrei tu răul Râșnovului în care stai, în care e familia acolo, ta. Acolo s-a născut, nu? Mă gândesc, toate răutățile astea trec. Da, sunt doar de campanie. Sunt trecătoare, sunt 100% convins. Până la urmă, sunteți de vârste apropiate, nu? Dumneavoastră ceva mai mic. Normal. Păi, da. Să nu ne aducem aminte sânge că proaspăt. Și dânsul a fost ceva mai mic pentru chiar, alții la un moment dat. Chiar da? Mai mic, da, decât sunteți dumneavoastră astăzi. Dar de vârste apropiate, tineri adulți ai Râșnovului de astăzi, copii mici, copii pe care îi vreți să crească la Râșnov, să rămână la Râșnov. Dar asta ne dorim cel deci mai vă unesc foarte multe. Cel mai și cel mai mult ne dorim Râșnovul să rămână Râșnov, Râșnovul să copiii noștri să rămână la Râșnov. Ce vă separă atunci? Ce ne separă de ceilalți candidați? Ce vă separă pe dumneavoastră și pe ceilalți, da. Că râșnoveni sunteți, crescuți la Râșnov, iubiți Râșnovul din străfunduri, așa ați spus aici cu toții. Modul în care tratăm cetățeni, modul în care tratăm râșnoveni, modul în care ne întâlnim și discutăm cu ei. Cum suntem primiți unul sau celălalt de către râșnoveni? În momentul în care ajungem în fața lor. Nu e întotdeauna comod acest exercițiu. Pentru mine să știți că a fost foarte comod. V-a încărcat. Chiar mă bucur. M-a încărcat, am primit feedback-uri pozitive. De-aia vă spun și faptul că sunt zâmbitor și mă bucur că primesc feedback-uri pozitive și am încredere că pot merge mai departe fără niciun fel de problemă. Nu v-a spus nimeni, hai mă, Daniele, că noi am mai auzit din ăstea și că toți sunteți la fel și că nu o să poți face unele lucruri? Nu mi-e teamă, pentru că vă spun, față de celelalte echipe și față de... Văd o unitate la mine. Deci aveți această văd forță și nu adică vă sperie nimic. Cu asta sunteți mai bun ca ceilalți. Cu siguranță. Și nici nu adică nu spun că sunt mai bun, spun că sunt mult mai ascultător, sunt mult mai aproape de oameni. Sunt cel care mă cunoaște tot Râșnovul, sunt același Daniel Diaconu. Atunci mă fac iarăși avocatul diavolului. N-aveți experiență. Și eu vă spun, în administrație. Și eu vă spun să nu uităm faptul că din 2012 sunt consilier local, da? 5 fac ani, parte, fac parte din birou permanent național al Partidului Ecologist, ori nu cred că în momentul de față cineva fără experiență va ajunge într-un birou permanent național. La urmă, vicepreședinte. Vicepreședinte în birou permanent național. Adică vorbim de strict. Dom'le, ai cunoștință de administrație, ești... Deci, ceva de genul, iartă-i doamnă că nu știu ce spun. Tocmai de asta vă spun, răutățile cu care vin nu fac decât să mă întărească, nu fac decât să merg mai departe, nu fac decât să... Răutățile spun, uneori da? Îți vin și ca o confirmare a unei valori, că de aia se unesc și se stârnesc lucruri rele. Tocmai de asta am evitat orice discuție contradictorie cu dâns și de asta am evitat de a duce discuția în sfera lor, nu. Eu sunt Daniel Diaconu și merg mai departe. Deci de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Vorba poetului, sau mai e o vorbă, caravana trece,
chiar dacă latră câinii. Latră câinii, caravana trece, să spun exact așa cum e știută. Proiectul de suflet, cel mai de suflet, că sunt multe, noi am povestit aici, că ne-am întâlnit de mai multe ori, care e cel mai important? Am început proiectul de suflet. Tinerii. Locurile de casă pentru tinerii căsătoriți, pentru tineri. Proiectul este foarte viabil. Și primăria Cristian, și primăria Ghimbav, și primăria Vulcan. Da? Se poate. Doar trebuie să credem și să mergem cu credință că acest proiect se poate duce la bun sfârșit. Și nu numai credința e argumentul, ci faptul că s-a făcut acolo și, avem, și acolo și avem, acolo. Exact. Avem, v-am spus, la Cristian, la Vulcan. Adică acolo s-a putut. Injecțiile că nu se pot. Să nu mai credem în ele. Tinerii, proiectul de suflet. E proiect de suflet, într-adevăr. Facem o ierarhie și la proiecte de suflet. Deci este un proiect de suflet. Ce se mai așează foarte la sufletul lui Daniel Diacon? Ce se mai așează foarte la sufletul meu este faptul că acum, după ce perioada asta de 2 săptămâni de campanie, am reușit să cred și să sper de faptul că ceea ce am discutat cu oamenii punctual trebuie dus la bun sfârșit. Adică lucruri mărunte, dar esențiale pentru fiecare Râșnovean. Nu s-au adunat foarte multe, că oamenii S-au adunat, tocmai de asta vă spun, s-au adunat, sunt lucruri mărunte de realizat și pe care orice alt primar ar veni le poate duce la bun sfârșit. Cu o condiție. Să fie votat. Să fie votat și să fie și să nu uite apoi toate cele promise, că în învolburarea asta vorbești cu atâția oameni, atâtea speranțe, îmbrățișări, încurajări, strângeri de mână. V-am spus că n-am fost singur pe stradă, am avut o echipă, da, toți am adunat informațiile, toate sunt notate, sunt parafate de noi, puse în ordine, în ordinea posibilităților de realizare. Ne ocupăm. Deci, în primul rând, proiecte pentru tinerii din Râșnov, pentru râșnoveni și mai apoi un primar și al turiștilor. Am înțeles că așa v-ați erașizat. Cu siguranță, nu. Fără dar și poate nu. Rămâne și primarul turiștilor. Da, nu putem opri acest flux de turiști la Râșnov. Nu putem spune că nu ne ocupăm de turism. Ba, mai presus, avem și proiectul de integrarea celor de comunitatea săsească în proiectul primăriei cu Biserica Evanghelică, cu cimitirul săsesc, o să facem un circuit turistic la Râșnov în care să reiasă toate punctele forte din acel oraș. Și cetatea crem de la crem. Și cetatea care va intra în reabilitare și care nu o să mai aducă tot atât de mulți bani la buget, după cum știți că s-a accesat fondul de reconstrucție al cetății și asta clar că parte din ea va intra în reabilitare și atunci trebuie să venim cu variante alternative. Deci, practic, veți investi în cetate, iar asta vă va face să contați pe mai puțin bani o vreme de acolo, pentru ca după aceea să recuperați. Proiectul cetate merge mai departe fără doar și poate. Este un proiect implementat, este semnat, n-are de ce să oprească. E considerat cumva marea victorie a administrației Veștea și cireașa de pe tortul lor. Da, vreți să vă spun care e marea victorie? Vreau. Dumneavoastră știți mai bine cine a câștigat cetatea de la Râșnov. Da? Cetatea de la Râșnov a fost câștigată de domnul Căncescu și după aia pusă pe masă primăriei orașului Râșnov. Foarte corect și foarte esențial este că domnul Căncescu s-a bătut foarte mult pentru cetate, după care noi am preluat-o. Un lucru esențial, bun și de dus mai departe, dar să nu uităm de unde a venit. Deci cine taie bucățile de... Bun, era echipa. Avem echipa, avem valoare, știți cum este? Erau liberali cu era toții, echipa, au dus această bătălie la baionetă și e bine pentru Râșnov că există această... Fără doar și poate, este. Da? Este simbolul, este... Este simbol, este reprezentativă, aduce bani la buget. Mi-ați spus că unul din proiectele de suflet îl reprezintă și pensionarii. Pentru că, da, sunteți tânăr, 35 de ani, copii mici, toate problemele și toate bucurile tinerilor, dar aveți și părinți și o generație care v-a crescut și care bineînțeles și, așteaptă. Spunându-vă mai devreme faptul că am fost în rândul
oamenilor pe stradă. Știți clar, tineretul stă mai în casă, pe la terasă, iar cu ce m-am întâlnit, în ultima perioadă foarte des sunt persoanele vârstnice, pensionari. Doleanțele lor erau să aibă unde să întâlnească, da? Să socializeze, să acumuleze informații. De asta am și spus că căutăm o variantă de a-i ajuta prin a le face un club al pensionarilor, clar. Nu una din locațiile care există deja? În prima fază se poate face într-una din locații, dar, repet, mai e de lucru și la Casa de Cultură, care un punct foarte important și Casa de Cultură să intre în circuitul turistic, dar în primul rând trebuie reabilitată și va dura. Nu s-a votat atunci, nimic acolo? Apropo, spuneați de Casa de Cultură deocamdată nu s-a votat absolut nimic. Da. Putem să găsim în prima fază o să găsim o variantă de a merge într-una din sălile de sport ale școlii și să le facem acolo un club. Și activitățile, cine ar fi responsabil de aceste activități? La ce v-ați gândit? Nici nu... Sau ei se organizează singuri? Primarul doar îi susține. Da, avem personal în primărie abilitat pe linie socială, da? Care îi poate organiza, da? Să le facă un program, să-i țină... Deci deja mușcă hamul, sunt oameni care sunt gata să... Fără niciun fel de problemă. Să sară la treabă. Blocurile și înveloparea lor, aici am citit și eu niște lucruri, că aveți niște caiva interese, că nu faceți blocuri așa... Cam ce interes ați putea avea? Nu am niciun interes decât să fiu în slujba oamenilor care încă nu și-au terminat. Dar să știți că pe lângă proiectul cu învelopare, am găsit un proiect și pentru cei cu reabilitarea caselor, cei care vor să-și facă fațadele, să beneficieze de o reducere de la bugetul local, din bugetul local, de o reducere a impozitului pentru refacerea fațadelor, da? Trebuie mulțumiți toți râșnoveni. Deci nu faceți discriminare. Nu poți să faci discriminare atât pentru cei de la bloc, cât și pentru cei de la casă. Da? Deci vom merge astfel încât să mulțumim pe toți. Deci vă gândiți la aceasta. Aici era problema, o dată de discriminare și mai apoi că venind totuși din sfera privată, lucrând în construcții... Din punctul meu de vedere chiar nu era o problemă. Din punctul meu de vedere nu era o problemă. Știam clar că o să găsim o soluție și pentru cei de la casă. Da? Faptul că nu am scos proiectele mai dinainte, faptul că i-am lăsat să mă atace pe nu are proiecte, nu. Nu le-am scos pentru că am o experiență anterioară. Mă atacau pe proiecte înainte ca eu să le pot dezvălui râșnovenilor. Și atunci am preferat să le dau exact când trebuie râșnovenilor, să le spun cine este Daniel Diaconu și cam ce vrea să facă pentru râșnoveni. Uite, scot din joben încă un proiect. Policlinică versus ambulanță. Policlinică versus ambulanță. Știm clar că ambulanța este o problemă la Reșnov în momentul de față. Este într-adevăr un centru de permanență, da? Dar care nu funcționează non-stop. Avem nevoie de o ambulanță, o ambulanță cu medic, care să intervine foarte, foarte repede. Pentru că avem experiența neplăcută a unor râșnoveni care și-au pierdut viața. Sau turiști, că tot vorbim ajuns, de turism. A ajuns salvarea foarte greu. Mă întrebau zilele trecute râșnovenii și spuneau, domne, dar ambulanța știți, dumneavoastră, Ministerul Sănătății, vorbeam de PSD, vorbeam de ușă deschisă, vorbeam de ministere, vorbeam de cu ce ne poate ajuta PSD, sunt la guvernare. Iată cum... Avem cu ce. Și avem și soluție. Fără niciun fel de problemă. Vorbim de ambulanță care a fost în subordinea Consiliului Județean, într-un an de zile puteau să o pună la punct. Asta așa, ca să aruncați mingea. Puteau să o pună la punct. Poc în partea cealaltă. Club pentru pensionari, am spus, bazinul olimpic. Cum e cu ăsta? Că și ăsta e discriminatoriu. De ce să nu? Mie nu mi se pare. Că nu vrea, citez aici, poate tanti Elena, Lenuța, cum îi spuneți la Râșnov, spune, eu nu mai not Daniel Diaconu, nu-mi trebuie. Eu vreau altceva pe strada mea. Dar noi trebuie să ne gândim, nu neapărat pentru strict tanti Lenuța, noi trebuie să ne gândim strict cam ce vor râșnovenii. Și au spus că vor... Știm clar că noi am avut un ștrand. Da? Am adunat feedback-ul din Râșnov și am văzut cum a reacționat la
propunerea mea de a face un bazin de not. Extraordinar. Și am spus bazin de not semi-acoperit. Un strand semi-acoperit. Chiar astăzi am primit un mesaj. Bun, deci mergem înainte. Luni sunteți primar, să spunem. Care e primul lucru care îl faceți? Vă bucurați? Sunteți euforic? Vă reveniți din... nu zic beție, că dă rău beția victoriei. Trag aer în piept, aer de Râșnov, da? Curat. Le mulțumesc râșnovenilor care m-au votat. Personal voi și pe stradă și o să le mulțumesc tuturor. Este puțin probabil. Deci luni e zi de mulțumire, este, este puțin probabil să-l cunoști pe fiecare care te-a votat. Important este să știi să le mulțumești, să știi să apreciezi ceea ce au ales ei la vot. Da? Da, după aia vine confirmarea. Ok, asta va dura luni. Marți, ce faceți? Marți, știi, până se numește nou primar, trebuie să vină prefectul. Va dura. Va dura o săptămână. Timp în care, ce faceți? Mergeți în continuare pe străzi și le mulțumiți la oameni? Timp în care, două, trei zile o să stau alături de familie, că e normal, mi-au simțit lipsa în perioada asta. Cum au trecut prin perioada asta? Destul de greu, dar... Vorbeam de faptul că una e pentru dumneavoastră, care sunteți și cumva întărit de reacțiile pe care le primiți, de ceea ce vă spun oamenii, alta e pentru cei dragi. Să știți că au trecut destul de greu, dar până la urmă urmei sunt bucuroși și sunt bucuroși de faptul că mă văd cu oameni lângă mine, mă văd că sunt, să spun, tatăl lor care poate să stea lângă oameni, soțul care poate să stea lângă oameni. V-a dezamăgit cineva foarte tare în această perioadă? Nu vreau să comentez. V-am spus, nu am fost trădat. Dezamăgirile vin din taberele celelalte care m-au atacat pe nedrept și totuși le urăsc succes. Nu vă așteptați să spun atâtea lucruri rele despre dumneavoastră. Nu, dar nu rele, nemotivate și nefondate. Dar totuși le urăsc succes. Și le spun succes pe mai departe. Păi nu le urăsc succes, că nu vreți succesul lor. Eu le urăsc succes. Cetățeanul și râșnoveanul va decide duminică. Luni vedem rezultat. Deci în acest moment le spuneți succes fraților, hai să câștige până la urmă... Să câștige cel mai bun. Cel mai bun. Să câștige cel mai bun. E punctul meu de vedere și le urez cât se poate de corect și sincer un drum liniștit cum l-am... Da. Deci să câștige cel mai bun, n-o fi luni, n-o fi marți, o fi în câteva zile, sunteți primar la Râșnov și aveți, cum spuneam, un consiliu în care aveți X liberali, mai aveți niște social-democrați, dacă mai rămâne pe acolo. 17 râșnoveni în consiliul local. Deci Râșnovul e consiliul local. 17 râșnoveni în consiliul local. Nu pot spune că am... nu știu cât sper, nu știu cât PSD, MSL... Deci un primar care nu ține cont de aritmetica politică. V-am spus și mai devreme, nu mi-e... Abia aștept emisiunile în care o să-mi povestiți cum faceți majoritățile. Și cu siguranță voi veni la următoarele emisiuni, pentru că mi-a făcut mare plăcere să stau alături de dumneavoastră. Să știți că eu nu pot decât să vă mulțumesc că au fost foarte apreciate emisiunile cu dumneavoastră, așa că... Ați ajuns în toate casele în felul acesta prin televizoare, v-au cunoscut și alții care nu știau încă exact cine e Daniel Diaconu. Sau nu știu dacă nu știau cine e Daniel Diaconu sau nu știau efectiv ce vrea să facă Daniel Diaconu. Care sunt argumentele lui, pe cum și-a făcut temele și dacă și le-a făcut, se duce la Scorpia la televizor, îl ia și îl întoarce pe toate părțile. O să vă mirați, tocmai nu este cel mai potrivit cuvânt cu Scorpia, că cum ați fost persoana corectă, verticală și... Am încercat să prezint obiectiv argumente pro și contra și să dezvălui personalitatea, pentru că dincolo de proiecte, unde pun numărul mai mulți, unde lucrează echipe, vine un om care trebuie să sudeze echipa, să fie liantul, să fie scânteia și catalizatorul. Și cel care transmite mesajul, efectiv, și al echipei, cel care transmite mesajul. Că liderul este și cel care transmite mesajul. Bun, deci nicio grijă că veți face aceste majorități, veți trece la treabă pe 2017.
ce bugetul deja e cam bugetul votat. Este votat. Dar mergeți și dumneavoastră în continuitate? Sau cum? Dar nici nu se pune problema. Deci nu veniți de săptămâna cealaltă și spuneți asta nu că e liberal, asta nu, continuăm. Am spus-o de la început. Continuăm tot ce avem pe țeavă. Este normal să le continui. Sunt lucruri începute. Apropo, asta, să tăia asfalt, să vopsea gard pe ploaie. Nu, efervescent. Deci, da, să vopsea gard pe ploaie. Nu e niciun fel de problemă. Vor merge. E un elan gospodăresc. Dar să vă vopsi gardul pe când va fi soare. Deci s-ar putea să-l vopsiți din nou, să trebuiască să-l vopsiți din nou. Nu va trebui, da. Tot ce că elanul ăsta electoral uneori are niște costuri. Și uite așa vor trece ani. Facem un exercițiu de imaginație acum. I-am invitat și pe contracandidații. Au fost doi, apropo, la ultima emisiune electorală. Să fac acest exercițiu, emisiunea asta, peste 3 ani, când, ce să vezi? Vom fi cu primarul Daniel Diaconu, 3/4 de mandat doar, că așa a fost istoria la Râșnov. Și cum vă vedeți? Pentru că voi să scoate... Să spunem o istorie voită la Râșnov. O istorie voită. O istorie voită la Râșnov. Cum vedeți emisiunea asta peste 3 ani? Ca un nou început. Deci atunci... Și o continuare a celor 3 ani de mandat, fără niciun fel de problemă. Deci în acel moment vă vedeți primarul cu 3 ani de realizări? Bineînțeles, și cu 3 ani de muncă în spate și cu 3 ani de dezvoltare, cu 3 ani în care am să le demonstrez râșnovenilor că pot duce mai departe orice proiect început, indiferent că este sau nu proiect panelist sau deci ecologist. Abia v-ați stârnit, peste 3 ani veți fi. Peste 3 ani, doamnelor și domnilor, va fi gata de un nou mandat care trebuie continuat. Ce v-ați fi dorit să vă întreb și nu v-am întrebat? Ce n-ați spus încă și vreți să spuneți acum la final de campanie? Spuneați doar final de campanie și început de drum. Ce vreau să vă întrebați? Vreau să mă întrebați cum de-am avut curajul eu singur, Daniel Diaconu, să vin la emisiunea dumneavoastră singur, așa cum mă știți, sau că cel puțin că l-am avut pe colegul meu Alex și cetățen de rând. Da, merg mai departe. Nu. Deci cum de-ați asat, să vă întreb, cum de-ați avut curajul dumneavoastră să veniți așa? Pentru că în momentul de față mă consider vertical și am fost întotdeauna vertical. Niciodată nu m-am îndreptat stânga-dreapta și nu m-am abătut de la drumul pe care mi l-am propus. Și de fapt și de drept să înțeleg că niciodată n-ați fost singur. Sunt atâția cu dumneavoastră, de fapt, sunt. Că nu încăpeau în studio. Sunt, așa este, numai că ei lucrează în continuu. Ei sunt pe teren și da, acum. Da, și lucrează. Păi eu vin din rândul lor, mă vedeți că... Vă dau drumul și mergeți înapoi pe stradă. Spuneam da, pentru că, a fost că trebuie să fim alături de Râșnove. Am înțeles. Acum vă uitați în cameră și le spuneți doar lor, ca și cum eu n-aș fi aici, mesajul de suflet ca de final de campanie. Eu, Daniel Diaconu, cel pe care l-ați cunoscut dintotdeauna, am să fiu și voi fi mereu în privirile și ochii dumneavoastră același Daniel Diaconu. Emoție! Emoție, da. Iată că emoția își spune până la urmă da, cuvântul. De fapt, un candidat foarte nu emotiv, că nu este cuvântul potrivit pentru Dita, e omul care vrea să fie primar, dar un candidat viu, care nu-și ascunde nici emoția, nici e normal, suferința, nu? V-ați ascuns-o. Ați încercat să fiți pozitiv și bun. Da, așa am fost dintotdeauna. Așa le-am privit lucrurile dintotdeauna. Deci rămâneți același Daniel Diaconu. Fără niciun fel de problemă. Doamnelor, domnilor, Daniel Diaconu, râșnovean de votat. Așa am ales să ne numim această emisiune, preluând câte ceva din cele scrise pe flutura și ziarele pe care le primesc râșnovenii în aceste zile. Am încercat să vi-l prezentăm așa cum este, un tânăr om de afaceri, experiență în privat, un râșnovean crescut acolo, în specificul locului, cunoaște toate problemele, toate bucuriile și ofurile râșnovenilor, vrea să le fie primar concetățenilor, pentru că știe, vrea și poate. Deci spune că și știe, spune că și poate. Am ascultat aici planuri, am ascultat argumente să câștige cel mai bun, nu-i așa? Să ne dorim ca duminică la vot să
câștigă cel mai bun. Așa să ne ajute Dumnezeu. Iar Râșnovul să fie cireașa de pe tortul ăsta, nu? Doamnelor, domnilor, punct final emisiunii Mix Actual din această seară, candidatul Art, Alianța Râșnovul Tău, Daniel Diaconu, invitatul meu la Radio Brașov și la Mix TV, Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!